Bine te-am regăsit la o nouă incursiune în tainele evoluționismului. În cadrul lecției te vei informa cu privire la factorii evoluției, așa cum au fost ei propuși de către Charles Darwin în lucrarea sa Originea speciilor. Factorii evoluției sunt ereditatea, variabilitatea, suprapopulația, lupta pentru existență și selecția naturală. Ereditatea reprezintă un factor esențial al evoluției. Transmiterea ereditară a unui caracter este o regulă, iar netransmiterea sa constituie o excepție. Toate organismele au în celule material genetic ce se transmite în descendență. Indivizii din cadrul unei specii, al unei rase de animale sau soi de plante, diferă între ei mult mai evident decât indivizii din două specii diferite. Un exemplu îl constituie modelul diferit al dungilor zebrelor sau al tigrilor. Sunt două tipuri de variații, definite și nedefinite. Un exemplu, în cazul celor definite, ar fi șneapănul, care s-a adaptat condițiilor din zona alpină, prin tulpini crescute aproape de sol, din cauza vântului puternic. Un exemplu în cazul variațiilor nedefinite ar fi plantele de pe un anumit areal care, deși au aceleași condiții de mediu, se dezvoltă diferențiat.